Aisa, nu te-a ales nimeni. Dacă ar fi să alegi tu pe cineva, pe cine ai alege? Nu vreau să aleg pe nimeni, că deja mi se pare penibil. Nu este penibil, ești în casa iubirii. Ai venit aici să cunoști băieți? Nu aleg. N-alegi? Da. Nu știu, poate unde te-ar ajuta. Pe mine și pe Aisa? Da. Da, în club vreau, v-am zis. Dar dacă ar fi să aleg eu, te-aș duce să facem chestii din lut. Wow! Băi, mișto! Cum a fost Bianca? Mai bine așa, că în club, dacă mergem, nu știu dacă ești... Replica! Așa face tot timpul? Da. Și zice că nu au zis nimic. Exact. Și că, de fapt, eu mă leg de ea când ia îi răspund. Ia uite, voi amândouă v-ați pus aici. Bianca, da seara asta cu Mari, mi-am spus nimic. Că n-a urmărit emisiunea. Nu, am urmărit, Bianca, emisiunea. Încetează. Și tu și Radu deja m-au obosiți. În cazul în care vreo una dintre voi două o să fie favorită, nu are voie să încaseze cecul. Foarte bine. Eu, acum, cred că toți băieții mi-ar mulțumi de acolo, de a-și lua-o de mână și aș ieși împreună cu ea din casa iubirii. Dar știi ceva? Nu! Aisa! Aisa, dă dovadă de maturitate! Aisa!